Zile caniculare și în perioada următoare, meteorologii au anunțat temperaturi de până la 40 de grade, iar în aceste condiții românii se topesc în orașul pârjolit de Arșiță. Cum se descurcă oamenii în aceste condiții, ne spune colega mea Fulvia Bogaciu. Bun găsit, Fulvia, te ascultăm! Bun găsit tuturor! România se topește la temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Ei bine, cel mai rău în această perioadă este pentru aceia care sunt nevoiți să iasă din case, chiar și la orele prânzului, însă majoritatea lucrează și în aceste condiții, iar aici putem să vorbim și despre cei care lucrează în construcții sau pe șantiere în aer liber. Acum ne aflăm aici la Mănăstirea Cașin, unde oamenii au lucrat până în momentul în care am venit noi. După cum puteți vedea, utilajele, mașinile sunt parcate frumos pe șosea. Oamenii au lucrat de zor, au luat însă o pauză de hidratare bine meritată atunci când ne-au văzut și când am scos camera să filmăm, ei bine, șeful șantierului le-a dat muncitorilor o pauză de caniculă, să-i zicem așa, pentru că s-au împrăștiat foarte repede și chiar l-am auzit pe unul dintre ei spunând să plece cu toții și să ia pauză pentru că este foarte cald afară. Cel mai rău în această perioadă este și pentru aceia care sunt nevoiți să meargă chiar și la birou, pentru că temperaturile din termometre ating chiar și 40 de grade. Ei bine, în aceste condiții cel mai utile ar fi corturile anticaniculă, corturi care până în urmă cu ceva timp au fost amplasate în tot Bucureștiul. Ei bine, anul acesta corturile anticaniculă lipsesc, iar oamenii sunt foarte nemulțumiți din cauza aceasta. În capitala României sunt zile caniculare, iar municipalitatea pare luată prin surprindere de acest lucru. Dovadă stă faptul că centrele anticaniculă, sistem care în trecut a salvat vieți, lipsesc în întreg orașul. Oamenii își găsesc adăpost în zonele umbrite sau mai răcoroase și se hidratează. Cam atât au de făcut cei care sunt nevoiți să iasă din case. Cetățenii nu au unde să solicite ajutor în caz de necesitate. Suntem în zona Unirii, iar aici, în urmă cu ceva timp, a fost amplasat un cort anticaniculă, unde oamenii se puteau adăposti de temperaturile mari pe care chiar și acum, în această perioadă, meteorologii le-au anunțat. 39 de grade Celsius sunt temperaturile pentru următoarele zile, iar aici, în zona Unirii, nu este niciun cort instalat. În vara aceasta, anunțată caniculară, în capitală nu este niciun cort anticaniculă, deși în anii precedenți au existat. Suntem în zona Universitate. În trecut și aici a fost amplasat un cort anticaniculă. Ei bine, anul acesta nu mai este. Nici măcar în centru, bucureștenii nu găsesc ajutor pe timp de caniculă. Dacă odată se puteau adăposti în centrele special amenajate, acum se răcoresc așa cum pot mai bine, chiar și în iarbă. Un cort anticaniculă a fost amplasat în trecut și aici, la Spitalul Colții. Bine, temperaturi caniculare s-au anunțat și zilele acestea, însă nici urmă de cort. Administrația Națională de Meteorologie a avertizat. Capitala este sub cod meteo galben. În aceste condiții, oamenii sunt nemulțumiți că nu găsesc ajutor din partea autorităților. Mai de mult aici erau, aici, acolo, dincolo, ne dădeau apă, ne măsurau tensiunea, acum organul n-are grijă de noi. Voi reinstalate, în special în zonele aglomerate. De la începutul căldurii, peste 20 de oameni au leșinat din pricina temperaturilor ridicate. Potrivit Serviciului de Ambulanță București Ilfov, 24 de persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor și asistenților. Din cauza căldurii, oamenii s-au ales cu dureri de cap, stări de leșin provocate de disconfortul termic și de deshidratare.